Vineri, la Centrul de Cultură Genta Latină, elevii și profesorii Liceului Spiru Haret din Chișinău au organizat un concert folcloric de zile mari. Cultura folclorică a fost reprezentată prin cântec și dans popular. Concertul fiind o dovadă că folclorul va continua să fie apreciat de oameni atât timp cât va fi valorificat de ei înșiși. E un concert pe care l-am așteptat de foarte, foarte mult timp. Ne place ceea ce se face în liceul nostru, suntem mândri de ceea ce se face. Avem un colectiv vocal al copiilor extraordinar și de mult vrem să-i scoatem, să-i vadă și lumea, că sunt foarte talentați. Iar profesorii, așa, ca să-i completeze, ca să-i susțină, au făcut un colectiv de dans. Vom vedea doar cultura folclorică prezentată de elevi, de profesori și surprize din partea părinților liceului care tot fac muzică populară. Profesorii au venit în ajutorul elevilor și au format un colectiv de dans. Victoria Nova, elevă în clasa 12, l-a avut ca partener pe profesorul de geografie. Dacă aceasta a avut parte de emoții atunci când a ieșit pe scenă alături de profesor, Alexandru Cerga s-a arătat mulțumit de felul cum a dansat împreună cu eleva sa. A fost, de fapt, un debut între profesor și elev, dar sigur că am avut emoții, dar ne-am descurcat. Interpreta de muzică populară, Nătălița Munteanu, a venit să-și susțină fiica, care este și ea eleva a liceului Spiro Haret. Fiind prezentă la concert, cântăreața a interpretat și câteva piese pentru asistență. Cred că este o inițiativă foarte frumoasă, începând cu domn director, în fruntea căruia stă acest liceu frumos. Eu, precum am spus și în scenă, sunt foarte mândră că fetița mea este liceană și anume liceana liceului Spiro Haret. Să le dat Domnul multă, multă sănătate, curaj, tărie. Ceea ce am văzut eu astăzi din culise este de nedescris. Un entuziasm, o energie. Invitatul de onoare al liceului a fost interpretul de muzică populară Igor Rusu. Acesta a rămas profund impresionat de inițiativa elevilor și profesorilor, declarând pentru Jurnal TV că gestul celor de la Spiru Haret trebuie să fie un imbol și pentru celelalte licee din Chișinău. Deci ceea ce s-a petrecut în astă seară aici la Teatrul Ginta Latină este demn de urmat pentru toate liceele din Chișinău. Este un lucru extraordinar ca tot colectivul împreună cu elevii și împreună cu profesorii să organizeze o sărbătoare de zile mari. Ceea ce eu personal nu prea am auzit până acum. Componenții ansamblului etnofolcloric al liceului au fost mulțumiți de prestația lor scenică și au venit cu un mesaj pentru Valentina Osoianu, care este și conducătoarea colectivului. După părerea mea, concertul de astăzi a fost foarte reușit. Noi sperăm că și alte concerte vor fi la fel de bune. Noi mulțumim din suflet profesoarei noastre, doamna Valentina Osoianu, care ne-a îndrumat și care ne-a pus o bază bună și de aceea cred că toți copiii sunt recunoscători. Acest concert a fost, cred că, oglinda sufletului nostru și fiecare a pus o bucățică din el ca să se prinească cât mai frumos și cât mai bine. Concertul a fost încheiat de surorile Osoianu, care au cântat împreună cu fiicele lor, fiind și ele eleve ale liceului Spiru Haret.